conectat. Să încerc și eu să distribui. Dacă nu trebuie să intru. Gata. Nu știu cum să distribui eu pe pagina mea. Cam cu rulor. Se aude bine, da? Hai să dau și microfonul mai tare. A, așa. Se aude bine, da? Uite că se adună și ochișori. Bună, 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 fetelor! Ce faceți? Mai stau puțin până să se mai adună mai niște ochișori. O să vă rog să distribuiți live-ul. Încerc și eu să văd să-l distribui, dar nu știu cum. Da, se aude, se vede bine. Da, nu am. Nu am un din ăla de share. Aici. Uite, vezi? Nu am. Bun. Las, n-are nimic. Nu îl voi distribui eu. O să le rog pe fete să distribuie ele. Bună, bună, bună! Pentru cele care nu mă cunoașteți, numele meu este Natasha Holeciuc, sunt trainer Nail Shop în Timișoara și după cum sunteți obișnuite, în fiecare miercuri vă așteptăm la o zi plină de live-uri, live days, Nail Shop live days, în care veți avea parte de foarte multă informație. E, a venit și ziua de astăzi, a fost colega mea Erica, a fost Crina. Acum sunt eu, am să vă arăt niște lucruri destul de interesante, spun eu, și niște produse destul de noi. Așa, urmează colega mea Andreea, Elena și Corina. Așa că rămâneți în continuare alături de Nail Shop. Pe mine mă scuzați, vă rog să-mi scuzați vocea și dacă mai îmi suflu nasul din când în când, pentru că sunt cobză de răcită. Eu nu răcesc iarna, se pare că răcesc vara și na, mi-e mai greu puțin cu vocea și cu dicția, dar mă am să mă descurc. Cum sunteți voi? Cum este vremea pe la voi? În Timișoara este foarte, foarte frumos. Bună Cami, bună Petronela, Elena, Dana. Bună, dragilor. Bună, bună, bună. Mai stau puțin, eventual, să se mai adune niște fete. Mă scuzați, nasul picură. Da. Păi, am să întorc camera și am să mă apuc de lucru și am să vă arăt ce am pregătit eu astăzi pentru voi. Eu am zis astăzi că voi realiza un oval slim cu tipsurile slim. Și bineînțeles cu faimosul gel No Filing, este un gel foarte cerut și apreciat mai nou de către tehnicene. Bună ziua, mulțumim pentru ziua asta minunată! Cu drag, noi vă mulțumim că sunteți alături de noi și că sunteți interesate de tot ce înseamnă unghii. În Oradea e soare și în Timișoara este soare, vreme frumoasă, dar dimineața și seara deja e răcoare. Bun, n-am să pierd timpul, am să întorc camera. Așa, modelul meu să mă ajute să o montez. Tragi tu, te rog, de ăsta. Așa, da. Bun, să nu cumva să oprim live. Bun, gata. E în regulă. Să dau și puțină lumină. Și din stânga, și din dreapta. Am să scot încărcătorul, că am baterie. Fetelor, se vede bine, da? Se vede puțin întunecat într-o parte, dar nu înțeleg de ce. Ia, stai să vedem. Când pun mâna la tine, e cu întârziere. Sau eventual dă-ți luminozitatea mai tare la ecran? La mine se vede bine. Hai că se vede. O să fac aici un semn. Dă-mi un pic, te rog, de acolo ca să-mi fac un semn. Să știu unde să mă încadrez. Mi-a dat creon.
Cred că pe aici. Da? Cam așa, să fie un cadru. Bună, Paula! Bună, Alexandra! E perfect. Da, bun, fetelor. Păi, haideți să vedeți. Eu deja am realizat o mânuță clientei mele, modelului meu, și am lăsat celălalt degețel să vă arăt. Este o unghiuță ovală, un slim, foarte frumos, pentru că modelul meu este elevă. Sunt unghii exact perfecte pentru back to school, da? Nici foarte lungi, nici foarte scurte, cu puțin sclipici, un model ușor minimalist. Cum se poartă și cum le plac acum tinerelor. Bun. Voi folosi și mă voi ajuta astăzi de acest gel No Filing Light Beige, fetelor. Este un gel cu care se ușor autonivelant, da? Are particule de sclipici, îmi doresc din tot sufletul să le vedeți, sper că se vede, eventual dacă dau zoom, nu? Poți. Hai să vedem. Ia uitați, fetelor. Pe unghii se vede mai bine. Așa, așa se vede, nu? Este un gel autonivelant, este ideal pentru tehnica fără pilire sau cu pilire minimă. La fel se poate utiliza și în construcția unghiilor. Are tot ce trebuie în el. Are culoarea nude, are și puțin sclipici, deci cam tot ce au nevoie fetele și ce le plac fetelor și clientelor noastre. Se lucrează foarte ușor, se pilește foarte ușor, nu încarcă unghia. Este un gel superb cu care puteți lucra fără nicio problemă. Dacă nu îl aveți, puneți-l în coș, că nu o să regretați. Bun. Și pe parcurs am să vă mai arăt și restul materialelor pe care eu am să le folosesc. Dar important este acest nou filing, că cu el voi realiza majoritatea, în mare parte, lucrarea mea. Puteți face și un print screen. Cred că ați reușit. Da, și white-ul vă va fi prezentat astăzi. Gama No Filing are, cred că, vreo 12 nuanțe, care sunt superbe și merită achiziționate. Bun, hai să trecem noi la treabă. Da, stai să-mi prind și părul. Să-l dai de pe zoom. Poftim? Să-l dai de pe zoom. Să-l scot de pe zoom? Hai că-l dau. Puțin, o să am să scop puțin zoom. Ia, hai, să vedem acum. Nu știu, ori eu nu văd eu bine în telefonul tău, ori se vede destul de întunecat. Ok. Ok? Oare să mai dau puțin zoom? Vezi, uite, acum când îmi ridici telefonul, văd și eu mai bine. Bun. Eu am aici o unghiuță standard cu ușoare particularități convexe. Deci, după cum vedeți, vârful coboară în jos. Da? Se duce ușor în jos. Are materialul îndepărtat de ea. Așa, eu nu trebuie altceva decât în prima fază să mătuiesc unghia. Nu mă ating de lungime, pentru că voi lucra cu tipsurile reutilizabile și această lungime pe mine mă va ajuta foarte mult, astfel încât nu o să mi se scurgă materialul pe lângă faldul distal și pe la hiponichium. Deși ea nu prea are hiponichium. Bun. Mătuiesc unghia cu o pilă de 180 în direcția de creștere. Am grijă să fie mătuită peste tot, să nu avem zone lucioase. Cu cât avem zone lucioase, cu atât tot mai mult există riscul de lifting. Da? Iau și o periuță. Întoarce-te, rog. Nici că nu începe nasul meu acum să curgă, nu? Bun.
am mătuit unghiuța și următorul pas care este să împing cuticula fie cu pusher. Da, eu am acest pusher de la Stalex Expert Pro, toate produsele cu care eu le lucrez le găsiți pe Nail Shop. Acesta este Expert 10x2, da? Fie pot dezlipi cuticula cu acest capăt de freză hexagon, cum doriți. Eu acest capăt de freză hexagon în principiu îl folosesc când am o cuticulă foarte lipită de placa unghială. În cazul modelului meu, nu, cuticula ei nu este atât de lipită de placa unghială și atunci liniștită pot să folosesc acest pusher. Cu pusherul dintr-un sinus în celălalt vin și îmi împing cuticula. Am creez acel șănțuleț. Ia uitați ce frumos s-a dezlipit. După care îmi montez capătul de freză flacără. Trebuie să văd să fie așa. Capătul de freză flacără de culoare roșie, cuturații de între 10-12 mii. Pe forward încep și încurăț partea stângă a cuticulei. Prima dată încurăț de pe placa unghială, da, și ușor, ușor mă bag sub. Mișcări scurte, fără să aplic presiune, da, că știm foarte bine că această zonă este sensibilă. Ce mai zic fetele, dar tu nu vezi comentariile? Nu, nu. Da, pune-le să le vezi. Ca să poți să-mi citești dacă e ceva. Da. Bun. Întorc. Schimb sensul de rotație pe reverse și același lucru fac și pe reverse. De la mijlocul unghiei încurăț partea dreaptă. Prima dată placa unghială, după care ușor... Întreabă cineva ce freză folosesc. Freza pe care eu o folosesc este Marathon Champion numărul 3, dacă nu mă înșel, da, așa este. O găsiți pe www.nailshop.ro. Sunt freze profesionale. Dacă le achiziționați, aveți și garanție de 2 ani pe ele. Aveți și serviciul asigurat pentru curățarea mandrinelor, că știți că mandrinele trebuie curățate tot la 6 luni, pentru că intră praf aici. Și se sunt în cadru. Da, intră praf și începe să șuiere foarte, foarte rău. Și atunci ele trebuie trimise la curățătorie. La serviciu, pentru a fi unse și a fi curățate. Bun. Îmi ridic ușor această cuticulă, îmi creez o fustiță, tot pe reverses, tot la durații de 10.000, cu capătul de freză, paralel cu cuticula, îmi creez această fustiță. Ia uitați-vă ce frumos s-a realizat. Da? Bun, de data asta praful îl îndepărtez în sens invers, da? Nu trag în jos ca să nu culc cuticula. Bun. Pentru a tăia cuticula eu folosesc o forfecuță de la Stalex Pro Expert 20x1. Acum, forfecuțele le alegeți în primul rând să fie profesionale. Stalex-ul este un producător de forfecuțe profesionale de unghii și lungimea lamelelor o alegeți în funcție de mâna voastră. Dacă aveți o mână cu degete mai lungi, puteți opta pentru o forfecuță cu lamele mai lungi. Dacă vreți o siguranță mai bună și aveți o mânuță mai mică, atunci mergeți pe o forfecuță cu lamele mai mici. Bun, când încep să tai dintr-un sinus în celălalt, da? Mișcările sunt foarte scurte, da? Nu deschid foarte tare forfecuța, cu cât deschid forfecuța mai tare, cu atât tai mai mult. Și am terminat de tăiat această cuticulă. Foarte simplu. E, acum eu ce fac? Am într-un borcănaș, aici, după cum vedeți, apă. Așa. Și
și înmoi capătul de freză până la jumate, fetelor, în apă, nu mai mult de jumate, pentru că riscați să vă intre apă în mandrină și atunci ruginesc toate acele șuruburi. Deci aveți grijă până la jumate. Mut freza pe forward și încep și îmi curăț tot acest fald. Fac practic un peeling în zona faldurilor. Da? Și pe faldul proximal și ușor pot să intru dacă am praf și în sinus, dar de fiecare dată când văd că iasă praf, înmoi capătul de freză. Bun. Și aici, în principiu, aici pe fald se creează acele bătături și prin tapotare, înmuindu-le cu capătul de freză umed, le puteți îndepărta foarte bine și foarte ușor. Da. Eu am întrebare. Folosesc Master Cool Top de abia... Degeaba curăț bine unghia și bofuiesc, mi se adună și, ca și cum ar fi uleios, că poate, ce poate fi problema, Master Cool Top, deci topul la final îl aplici fie pe unghia mătuită, fie pe culoarea lipicioasă. Nu mi s-a întâmplat niciodată să mi se adune Master Cool Top-ul. Nu știu, îl ai de mult? Nu se adună topul. O să vedeți. Mă uit în sertar să văd dacă am un Master Cool Top, să-l folosesc chiar astăzi. N-am simplu. Am Master Cool. Din păcate nu. Am Master Cool Top cu multi, cu sclipici, dar nu se adună. Nu mi se adună topul. N-am pățit niciodată. Vezi termenul de valabilitate? Verifică. Aici mai am puțin și vreau să îmi îndepărtez acest rest de... Stai că mai am aici ceva de desubt. Poate te pișc acum la final. Dacă nu suntem în cadru. Nu suntem în cadru? Hai. Nu mai zis ceva? Zice că nu este de mult. Ce ai încercat? Ai pus culoare și peste culoarea, pe stratul lipicios al culorii? Deci chiar nu știu de ce ți se adună. Sună la firmă și vezi că poate colegii mei, fetele de acolo, poate să-ți dea mai mult, te pot lămuri mai bine. Din păcate, eu n-am pățit niciodată și nu știu de ce s-a aduna. Bun. Ce fac în continuare? O să iei mânuța, îmi aleg tipsul. Deci, am această cutie minune, da? Este o cutie, un set de tipsuri, de 4 tipsuri cu molduri. Este un must have, ai tot ce trebuie în acest set. Să dai zoom mai mic. Așa. Deci asta este cutia, setul de tipsuri, da? Aveți mai multe feluri de tipsuri. Este migdala modernă, ovalul, stand, clasic, pătrat, arcuit, da? Și, bineînțeles, slimul. Eu de aici o să-mi aleg tipsul care se potrivește. Și, bineînțeles, aveți moldurile cu care a lucrat colega mea Erica. Dacă nu ați urmărit-o, puteți urmări live-ul ei pentru a crea French. Da, eu mi-am scos din această cutie 3 tipsuri ca să nu stau să caut, pentru că asta e singurul inconvenient la ea, că nu tipsurile sunt toate la grămadă și e greu până le găsești ordinea. Și atunci mi-am scos 3 tipsuri
numere apropiate una de cealaltă, să vedeți care este, cum îl aleg eu tipsul și care este tipsul care se potrivește pe deget. O dau la o parte. Am așa. Am aici numărul 6, numărul 7 și numărul 8. Da? Hai să vedem care, cum merge. O să încerc cu numărul 8. Deci numărul 8, în momentul în care eu îl pun, îmi agață, îmi face un click. Da? Asta înseamnă că tipsul meu este mult prea fix. Chiar dacă mă acoperă, deși trebuie să pun presiune ca să acopere lateralele, da? Nu este tipsul potrivit pentru această unghie. Pentru că în momentul în care eu o să aplic material în el, va refula. Deci 8-ul nu. Hai să vedem tipsul cu numărul 7. Da? Când măsor tipsul, îl măsor puțin deasupra apexului. Îl țin în poziție dreaptă, nu mă apăs în jos, da? Fetelor, nu mă apăs așa în jos, îl țin în poziție exact cum va trebui pus el pe deget. Da? Ăsta este 7-le, ăsta este tipsul care se potrivește perfect pentru unghia mea. Și acesta este 6-le, care, după cum vedeți, este destul de mare, încoboară mult prea mult pe falduri, fetelor. Se vede? Da? Da? Coboară mult prea mult pe falduri, este mult prea mare. Și atunci voi merge cu tipsul numărul 7. Bun, îmi stabilesc lungimea pentru că vreau să fac un oval, o să mă duc până aici la a doua linie. Prima este chiar lângă unghia naturală și mă voi duce până la a doua linie pentru că o voi mai și scurta. Ce trebuie să țin cont când îmi aleg aceste tipsuri? Da? Este cantitatea de material pe care eu trebuie să o încarc cel mai mult în tips, este aici, în zona bordului liber, da? În zona punctelor de stres, pentru că unghia coboară în jos și aici între unghie, nu știu cât vedeți voi, pentru că este și această zonă mătuită, între unghie și tips, eu am aici un gol pe care trebuie să-l încarc cu mai mult material. De ce trebuie să țin cont ca în această zonă să aplic mai mult material. Bun, înainte să aplic materialul în tipsul, vin cu soluțiile de pregătire. Prima soluție de pregătire este nail prep-ul, da? Tot timpul folosesc, fetelor, soluțiile de pregătire și vă recomand și vouă să le pregătiți, să le folosiți. Nail prep-ul scoate apa din placa unghială, în același timp și dezinfectează și ne și curăță placa unghială de restul de praf. Următoarea soluție este Acid Free Bond Primer, este o soluție 2-in-1 care în același timp oferă aderență cât și degresează unghia. Însă, ce este important la această soluție este să nu aplicați în strat foarte gros și să nu reveniți încă o dată pe zona în care ați aplicat, pentru că va fi mult prea umezită placa unghială și atunci nu există posibilitatea să se creeze acel lifting. Această unghiuță o lăsăm 2 minute să se usuce la aer. Da? Până atunci îmi pregătesc eu pensula pentru bază și îmi pregătesc baza. Baza pe care eu o voi pune pe unghie este All Base. Da? All Base. Așa, este o bază foarte fluidă, cu o aderență foarte, foarte bună. Mai zic ceva? Fetele, hai să vedem. Nu știu să sincer citesc acum legat despre Master Cool topul. Încercați să și sunați la firmă, cu siguranță vă vor ajuta fetele. Dar, da, încercați și treaba asta, ce zice Timea, timp, să degresezi, să, practic să îndepărtezi cu cleaner odată unghia și după aia să pui Master Cool top. Ar fi bine, Brigita, să faci un video când
aplici acest top și să-l trimiți celor de la firmă, să vedem ce se întâmplă. Bun. Uitați-vă, suprafața mea este lipicioasă, însă nu este umedă, da? Și aplic baza. Cum fac acest lucru? Baza trebuie să o aplic într-un strat foarte subțire. Îmi descarc aici pe mijloc o cantitate de bază și cu o pensulă foarte ciuvulită pe care o folosesc doar pentru bază, masez foarte bine ca ea să intre în, mă scuzați, în placa unghială. Na. Și că nu trebuie, atunci te apucă tusea. Deci trebuie să intre această bază foarte bine în placa unghială, da? Această bază are rol de aderență, este lipici cu două fețe. Ce trebuie să aveți grijă este ca ea să fie aplicată peste tot, de cele mai multe ori aici în laterale nu vă uitați și nu aveți suficientă bază. Bun, polimerizez 60 de secunde în lampă. Între timp îmi pregătesc tipsul cu material. Cum fac eu acest lucru? Vreau să pun și acest. Hai să vedem. Așa. Îmi pregătesc și lămpița. Nu că n-aș avea multe în fața mea. Am mai și lămpița asta. Bun. O folosesc cu o pensulă oval 6 long. Da? O pensulă de gel. Și îmi iau o cantitate de acest gel, no filing, și o aplic în zona vârfului, exact cum, cam pe unde aș vrea să-mi fie lungimea. Bun. Întind bine și în laterale, da? Și ca să am o siguranță că nu se va scurge în jos și voi avea material în punctele de stres, eu polimerizez câteva secunde acest material. Am aici lampă. Mi-a prins? Mi-a prins. Și are asta de nu merge acum. Da, e împrinsă. Doamne, ferește-mă. Da, nu mai merge lampa, fetelor. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Mă duc să-mi caut alta. Am alta. Mă trebuie să o găsesc. Am aici. Am alta. Nu. Am lăsat-o să ardă prea mult în film. Deci, polimerizez 10 secunde. Stai să împing asta. Este o lampă de 1 watt UV. Bun. Verific. Da, s-a polimerizat. Nu polimerizez mai mult, da? Ca să nu-mi vină materialul în afară. Și acum îmi iau o cantitate mai mare de gel și o descarc aici, în zona în care am spus că eu trebuie să am mai mult material. Și de acolo trag ușor către cuticulă. Așa. Îmi încarc aici foarte bine, să am material în această zonă, da? Nu, nu, nu. Stai că n-am aplicat flakes-urile. Bun, pun tipsul ăsta deoparte, pentru că m-am luat direct cu gelul și am uitat să aplic acest Mirol Flakes 08 pe lângă cuticula. Ia uitați-vă, sunt foarte faine. Vin cu puțină bază. Pe această pensulă cu care am aplicat baza, vin și aplic din nou aici foarte puțin. Da? Și mi-aplic aceste Mirol Flakes 08 cu o pensulică subțire. Vin și mi-l așez așa cum îmi place mie, să am și în această zonă
puțin sclipici. Bun, au mai scris ceva fetele? Au mai zis ceva fetele? Prea mult am luat. Sunt foarte faine, foarte subțire aceste mirror flakes-uri, fetelor. Să știți, practic se topesc în material când le aplici. Sunt foarte faine. Nu rămân cu denivelări. Da? Mirror flakes 08. Platinum flakes. De fapt, 08. Bun. Îmi ajustez încă o dată tipsul aici să văd dacă nu mi-o curs. Îmi verific să am material în toate punctele, da, mai ales pe pereții laterali. Așa, mi-aplic aici o cantitate. Bun. Și vin și îl aplic pe unghie. Îl țin ușor ridicat, vreau să vedeți și voi din lateral, se vede din lateral. Îl țin ușor ridicat și ușor îl culc pe unghie, da? Îl poziționez puțin deasupra apexului. Iar când îl culc pe unghie, am grijă să nu îl apăs vârful în jos, da? Pentru că nu vreau acest lucru. Mă uit stânga-dreapta să văd că este ok, bun, pot să polimerizez, pot să pui mai aproape lămpița asta, că este mai slabă decât. Ce nu v-am spus despre acest nou filing este că pișcă puțin în lampă, însă nu pișcă foarte tare. Pișcă? Puțin. Bun, întoarcem mânuța. Și uitați-vă, pentru că mi-am creat acea bordurică, nici nu am surplus de material. Da? Am foarte frumos făcut aici. Mai mă aranjez dacă trebuie stânga-dreapta puțin materialul. Și polimerizăm în lampă. Pentru 10-15 secunde, ca să-l strâng puțin și după aceea o polimerizare completă de 60 de secunde. Nu știu dacă ați văzut pe site penelshop.ro, există și acest... hai să strâng. O strâng. De aici, de capăt, strâng foarte puțin. Bun, pot să polimerizez. Există acest suport foarte fain pentru paduri. Așa că dacă nu aveți, este foarte practic și e foarte fain suportul acesta. Pe site îl găsiți. Bun, acum să se polimerizeze bine și bineînțeles că am umplut masa cu sclipici. Este o tehnică foarte ușoară, foarte simplă. Mie îmi place, să știți, foarte mult să lucrez cu aceste geluri, că nu încarcă foarte tare unghia. Și dau un aspect așa de natural, de finețe. Pentru că și slim-ul, forma slim este în sine o formă care este foarte naturală, foarte simplă, dar în același timp are și o tentă de eleganță. Ia uitați-vă ce frumos s-a așezat, da? Am un plan frumos drept sus. Trebuie doar să pilez foarte puțin vârful, să-i dau formă vârfului. Ia numai puțin. Cu pila înclinată, la 45 de grade, pilesc vârful, iar eu îmi pilesc, uitându-mă de sus, la unghie, îi dau forma ovală care mie îmi convine. În momentul în care am făcut acest lucru, aici se vede foarte clar că este pilit, da? Asta înseamnă că eu colțul ăsta va trebui să-l iau jos și în partea asta la fel. Vedeți, mi s-a creat așa, practic, un triunghi, da?
pe care, uitați, în momentul de față vin drept de la punctul de stres și ușor urc. Deci nu pilesc cu o pilă dură. Eu tot cu 180 pilesc și acest gel, fetelor. Aici a curs mai mult, n-are nimica. Pilesc drept și acest colț îl rotunjesc, da? Trebuie să am acea bărcuță. Bun, mă uit, scuze, ți-a pocnit degetul. Mă uit și din față să văd foarte bine forma, să fie vârful meu poziționat pe mijloc. Le compar și cu celelalte, da, trebuie să mai scurtez puțin. Tot așa, cum scurtăm, la fel cum am făcut pila înclinată la 45, da? Și atunci din nou îi dau formă vârfului, uitându-mă de sus la unghie, da? Da. Lasă mâna moale, nu știu ce se întâmplă, Oli, dar îmi țin mâna foarte și degetul foarte... Așa. Și acest surplus îl îndepărtez. Da? Drept. Și îndepărtez. Bun. Acum. Cu cleaner vin și îmi șterg stratul rezidual de desubt. Eventual aici sus, pe lângă bordură, dar nu... E foarte mică, nu am așa bordură foarte pronunțată. Și cu un capăt de freză con ascuțit, eu l-am acesta de culoare verde, pe furor, pe turații maxime, vin și îmi curăț puțin surplusul. După cum vedeți, nu am foarte mult material. Da, vin puțin și îmi aranjez aici de desubt. Dacă dozați bine materialul, și asta se veți reuși doar exersând, nu aveți foarte mult de pilit. Așa, pe vârf. Bun, îndepărtez praful. Și acum vin din nou și mă uit la laterale, să mi le mai îndrept. Că de obicei, când piliți dedesubt, lateral are tendința din nou să coboare și atunci trebuie să veniți din nou să o ajustați. Bun. Cu capătul de freză pe turații la 25.000, foarte finuți, vin și îmi îmblânzesc această dungă rămasă, această bordurică rămasă. Ia întoarce, te rog. Bun, și în partea asta la altă. Bun. Iar acum, cu un buffer de 100, mai zic ceva, fetele? Nu mai zic nimic? Totul e liniște? Nu. Cu un buffer vin dintr-o parte în cealaltă și îmbăfuiesc toată suprafața frumos, să fie fină, uniformă. Mai verific încă o dată lungimea. Tot este mai lungă asta. Da. Nu știu cum sunteți voi, dar la noi foarte multă lume este răcită și bolnavă. Se vede că a venit toamna. Chiar o clientă mi-a și anulat programarea de vineri, că este răcită. Mai mășuiesc aici puțin.
te fură sclipiciul. Și atunci vin și, pentru că am scurtat, am dat iarăși de grosime, vin și mai filez puțin. Sunt în cadru, da? Da. Vin și mai filez puțin de desubt. Trag de... Întreabă ceva, cum găsește cutia pentru padă pe care? La accesorii. La rubrica de accesorii. Nici nu știu cum se numește. Poate mă ajută fetele cu un link, colegele mele care sunt. Sau top ambasadoarele. Dar la accesorii. Întorc tot timpul degetul și privesc din față să am aceeași... Tot am impresia că te mai am. Cel mai bine, ca să fiu sigură, ne stai și mai lat mijlociul și de aceea măsor. Fetelor, măsurați cu o riglă. Ăsta are 2. Și ăsta are tot 2. Deci e ok. Mă fură pentru că ăsta e mai lat decât acesta, care este mai suplu și atunci pare mai lung. Bine, mă uit încă o dată din toate direcțiile, îmi fug ochii aici pe toată suprafața, ridic degetul și ochii îmi fug pe toată suprafața asta unghiei ca să văd că ea este uniformă și frumoasă, da? Nu trebuie să mă chinui foarte mult la pilit, ați văzut cum buffer se rezolvă. Deprăfuiesc foarte, foarte bine, vin și cu cleaner. Curăț foarte normal, în faza asta trimit clienta să se spele pe mâini, dar acum pentru un deget nu o trimit. Pierdem prea mult timp. Da? Și ia uitați-vă ce frumoasă este unghiuța. Întoarce-te rog frumos și din lateral să se vadă. Ia uitați-vă, finuț, suplu, da? Am o linie cu asta, am o linie dreaptă din apex până în vârf, da? Crește ușor, deci din punctele de stres merge drept și ușor crește, urcă în sus, vârful, da? Așa arată slimul, da? Simplu și de efect. Acum îl putem lăsa așa sau pur și simplu venim cu un design. Eu am zis să fac și un design, că fetelor astea tinere le plac designurile astea minimaliste. Și am un top mat. Mat top coat, da? Pe care îl aplic pe unghie. Mi-a ieșit din cadru. Foarte finuț îl aplic pe unghie. Polimerizează pentru a realiza designul. Bun. Pentru design. Folosesc această plăcuță, stamping plate numărul 15, Lace Love se numește. Eu voi folosi acest design, da? Moira stamping plate numărul 15, Lace Love. Bun. Folosesc gel pentru ștampilă, negru, gel negru pentru ștampilă. Stamping 02 este. Da, este gelul negru. Folosesc această racletă pentru a îndepărta. Așa și, bineînțeles, tot pe site găsiți de la Moira Stamping Series. Este o rolă de scame ca să îndepărtăm, o să vedeți, de pe ștampilă surplusul, da? Și îmi curăț în același timp ștampila de, ia uitați cum, de mizerii, da? De scame, de mizerii. Bun, ca să îmi curăț plăcuța, folosesc acetonă și îmi curăț foarte bine acest modelaj. Da? Bun, am o pensulă, nici nu știu ce număr este,
Nu contează, o pensulă cu vârf scurt, care doar negru folosesc pe ea. Deci, doar culoare neagră. Și îmi întind foarte bine în porii, în porii desenului, în gravură, nu? Nici nu știu cum să zic. Întind foarte bine acest negru. Îl închid să nu-mi intre praful. Bun. Și vin cu o racletă, da? Sau cu un card și îmi îndepărtez surplusul. Vin cu ștampila curățată deja, da? De această rolă de scame. Vin și îmi transfer. Ia uitați-vă. Modelul. Da? Bun. Hai să vedem cum îl aplic. Vreau să-l aplic aici într-o parte. Pur și simplu apăs și ia uitați-vă ce frumos s-a transferat. Da? Nu vreau să îl aplic așa. Și mai am și în partea asta, liniștită, pot să îl aplic și în partea asta. Aici, cred că aici îl aplic mai de sus. Apăs, rulez, ia. Uitați, și acum, cum curăț, numai puțin, să nu bagi în lampă, cum curăț această ștampiluță cu rola de scame, ia uitați. Se curăță foarte bine, da? Bun, îmi curăț plăcuța. Nu las așa, că se va usca. Așa. Și cu un microaplicator îmi curăț și pe deget. Da? Să nu las acest negru aici. Hai că nu s-o curățat bine. M-au mânjit mai mult microaplicatorul. Așa, perfect. Bun. Iar acum ce fac? Pot să o las și așa, pot să o polimerizez câteva secunde, să vin cu pigment deasupra, însă eu nu vreau să vin cu pigment deasupra, ci vreau să aplic puțin în aceste găurele, unde și unde, acest sclipici numărul 122. Este un sclipici foarte, foarte fin, un must have în sertarul vostru. Este un sclipici foarte fain. Și îmi umplu aceste goluri. Unde și unde, da? Așa să pară mai... Unde să mai umplu? Uite aici pe vârf puțin. Aici. Da? Ia uitați-vă ce frumos arată. Dai numai puțin. Încet, cu o pensulă cu vârf subțire, 00. Da? Acest gel de ștampilă stamping, după polimerizare, nu mai are strat de dispersie, deci pur și simplu lăsăm așa, nu necesită top. Super! Oare se vede? Da. Hmm? Polimerizăm. De secunde și pentru că am spus stampingul nu necesită top peste, da? Însă culoarea mea de gel, da? 122 necesită top, da? Și atunci ce fac? Folosesc un 3D Art Clear, da? Este un gel foarte dens, 3D, da?
transparent și numai bine o să am acea senzație de 3D, de ieșit în, în relief. Ia uite, colegele mele au pus link-ul. Mulțumesc, Andreea. Andreea este cea care urmează după mine. Dăm, te rog frumos. Și peste acest clipici vin cu acest 3D clear. Este foarte viscos. Unde l-ai pus, acolo rămâne. Și la fel, acesta nu necesită top. Bun. Și ia uitați-vă cât de frumos este nou filing-ul acesta light beige with flakes. Uitați-vă ce frumos se vede, da? Nu ne aici sus am mai pus eu, dar așa aici jos, uitați-vă ce frumos se văd flakes-urile prin el. Este tare de efect. Bun, bagă în lampă. Să pun tipsurile la loc din cutia magică pe care toți trebuie să o aveți. Au, că mai aveam mult. Set de tipsuri, da? Puteți să-i faceți un print screen. Câte secunde ai? Mai e. Bun. Între timp, îmi pregătesc uleiul de cuticulă de la Moira, tot pe site, pe www.nailshop.ro îl găsiți. Îmi pun silicon carbidul. Îmi dau cu un buffer, da, cu pila de control. Aici am dat oricum. Așa. Și vin cu ulei, cu olei. Mamă, ce bine miroase. Și aplic doar în zona faldurilor și a cuticulei, nu și pe suprafața unghiului. Pe forward, la turații de 7500 până în 10000, vin și masez foarte bine acest ulei în cuticula. Deci niciodată nu lăsați uleiul să băltească în zona cuticulei. Dacă nu aveți acest capăt de freză, atunci cu degetul puteți masa această zonă, dar nu îl lăsați așa lucios. Pentru că arată foarte urât, zici că și-au băgat degetele în untură. Bun. Uitați, încă mai și șterg puțin surplus. Și acestea sunt unghiuțele pe care eu le-am realizat, lasă-mă ale mâna, pe care le-am realizat cu tipsuri.
Da? Este un oval slim, foarte, foarte rapid executat și ușor de executat cu aceste tipsuri. Am pus și poză, adevărată, cealaltă mână, pe site, pe pagina mea. Bun, am să întorc camera imediat și să vedem dacă aveți ceva întrebări. Ia, hai să vedem. Mă ajuți, Oli, tragi puțin de... și unde e suportul? Stați așa, fetelor, să-mi îndepărtez toate cele din față, să-mi pun lumină. Da, bun, ce ziceți, v-a plăcut ce v-am prezentat astăzi? V-a fost de folos? Eu zic că din orice aveți de învățat și tot timpul este loc de îmbunătățire. Mulțumesc pentru inimioare, ce stare drăguțe. Cum s-a ridicat aici. Nu spuneți nimic, nimic? Sau la mine s-o fi blocat comentariile? Nu cred. Tu ai ieșit, da? Da, am înțeles. Păi bine, fetelor, ce pot să vă zic decât că vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper să vă fie de folos tot ce v-am arătat. Dacă vreți să vă mai urmăriți, mă puteți urmări pe pagina mea de Facebook Natasha Holeiciuc, pe pagina mea de Instagram Nail Artist Natasha Holeiciuc și pe TikTok Natasha Holeiciuc, unde postez destul de des poze, lucrări, informații despre unghii, care cu siguranță vă pot fi de ajutor. Și dacă sunteți interesate de cursurile mele, îmi puteți scrie în privat sau puteți intra pe www.nailshop.ro. Următorul curs este cursul de bază din 18-21 septembrie, care îl susțin în Timișoara și vă aștept cu drag. Bun, în continuare o las pe colega mea, Andreea Strat, să vă prezinte și ea lucruri noi și tehnici noi. După care urmează Elena Gurbet și colega mea Corina Scriba. Așa că rămâneți în continuare pe pagina Nail Shop, că v-am spus, aveți o zi plină de informații. Vă pup, fetelor! Pa, pa!